Bună seara, vă spun din nou de la emisiunea Teologia în Actualitate. În seara aceasta vom vorbi despre texte. Texte, text și texte. Despre textul Sfintelor Scripturi, dar și despre textele care au fost scrise pentru interpretarea textului Scripturii. În seara aceasta invitat este pastorul și profesorul Octavian Baban. Vă spun bună seara, bine ați venit! Mulțumesc, bine v-am găsit! Este o bucurie să dialogăm în seara aceasta, vorbind despre comentariile biblice. Un om care a scris comentarii biblice, scrie comentarii biblice și va scrie comentarii biblice. Și citește comentarii biblice. Și citește comentarii biblice. De fiecare dată când cineva este pentru prima dată în emisiunea aceasta, discutăm despre cum a ajuns la dorința și decizia de a studia teologia într-un mod informal și formal. Dacă ați putea să ne spuneți în introducere puțin despre acest aspect. Da, este un aspect interesant. Eu m-am întors cu credință la Dumnezeu, cu credință în Iisus Hristos, pe când aveam 11 ani. M-am botezat pe când aveam 14 ani. De la 11 la 14 ani am început să studiez Scriptura, împreună cu un văr de-al meu, Samuel Cristian din Constanța. Făceam împreună studii, ba pe Ioan, capitol cu capitol, sâmbătă seara, ne întâlneam, discutam, ne rugam, cu notițe, ceea ce atunci prin 74 era interesant. 1974-76. Și ne-am obișnuit să studiem Scriptura. Pe urmă m-am simțit atras de cărțile profetice, de Evanghelii, vreau să înțeleg pe Dumnezeu mai bine și Dumnezeu mi-a crescut o dragoste față de Biblie. Am fost activ și în întâlnirile de tineret, în biserica din Constanța și acolo tot așa, cu studii biblice. Cred că aveam o mică deformare. Când vreau să leg o prietenie cu cineva, îl invitam la un studiu biblic. Și să mai lega prietenia sau nu? Se lega. Înseamnă că în vremea aceea studiul biblic era un liant. Chiar era. De fapt, chiar și așa am ajuns să mă botez. Păstorul Ioan Dăduic, că odată m-a auzit ținând un studiu biblic la tineret și a zis, zice, tu înțelegi teologia, zice, ok, zice, te-ai gândit să te botezi. Deci, înclinația spre a analiza, am primit-o și un text, am primit-o și de la profesorul meu de limba română, un profesor foarte bun din Școala Generală Scrima Constantin, care ne-a învățat să analizăm textul, intenția autorului, mijloace de expresie, la ce se gândește. A făcut mult mai mult decât cerea programa, nici nu se compară. Și cu asta am dobândit nu numai o înțelegere a literaturii române, dar și o înclinație mai mare și o profunzime ca să înțeleg Scriptura. Dumnezeu a pus în mine dorința apoi de a învăța limba greacă. Eram la sfârșitul liceului, discutăm 78-79 și am început să caut manuale de limba greacă ca să învăț singur și am găsit până la urmă pe la Patriarhie, pe la vreo mănăstire, că nu erau chiar așa ușor de găsit. Și, deci, în primul an de facultate, eu făceam lecții de fizică, dar făceam studii biblice în limba greacă, așa ca un mic student de limba greacă. Încetul cu încetul Dumnezeu m-a format în direcția asta și biserica a observat darul de învățător. Am fost învățător la școala duminicală în grupe de copii de la 14 ani și fie că ajutam cu desenul, că îmi plac artele plastice, fie că ajutam cu cântarea, fie că ajutam cu studii biblice, încet, încet s-a format un caracter în direcția asta. Și a fost înțelegerea mea personală la un moment dat, din partea Domnului, că am o chemare să fiu păstor și învățător, dar nu știam când. De aceea când m-am căsătorit, eu eram fizician și am spus soției mele, draga mea, sunt fizician, dar am două lucruri pentru care aș vrea să-ți cer voie. Unu, dacă aș vrea vreodată să merg la Polul Nord, mergi cu mine? Aici s-a stat un pic să gândească. A doua, zic, s-ar putea ca Domnul să mă cheme în lucrare. Simt o mare dorință de a comunica cuvântul lui Dumnezeu.
Și asta înseamnă că s-ar putea cândva să las profesia de fizician, cu toate că îmi place mult studiul fizicii. Ești de acord cu tot ce înseamnă asta, adică slujire, poate? Și venit și a spus, da, dacă Domnul te cheamă, mergem înainte. Deci aveam în mine o înțelegere că Domnul mă cheamă, mă dorește în zona asta. Și mai târziu, după ce am devenit pastor, pe la 28 de ani, 29 de ani, dacă nu 30 chiar, 30, după un an și jumătate de lucrare și predicare mai intensă, mi-am dat seama că încep să duc lipsă de subiecte și mi-am dat seama că eu sfătuiesc oamenii, dar înțelegerea mea nu e suficient de profundă. Așa am început să studiez teologia și m-am înscris la niște cursuri la distanță, după care au urmat... La distanță unde? La distanță în Londra. Londra. Distanța era de la Constanța la Londra. Și cursurile acelea au mers bine și după aceea... primit o bursă și am putut să continui la zi. Sfatul lor a fost să continui la zi și m-am ascultat acest sfat. M-am consultat cu păstorul senior din Constanța și l-am întrebat dacă să merg sau nu. Eram gata și da și nu. Adică eram foarte bucuros să fiu în mijlocul bisericii. Și mi-a zis, probabil că mai bine. Zice, nu știm, tocmai căzuse comunistul, era 90-91. Zice, nu știm cât mai e libertatea asta. Du-te acum, vedem pe urmă. Mulțumim, Doamne, că până astăzi încă a fost libertate. Și cum ați ajuns de la a studia Scriptura la a învăța Scriptura pe alții? Profesor actualmente la Institutul Teologiei Baptiste din București, la Facultatea de Teologie Baptistă și cu alte proiecte. Cum ați ajuns să predați? Mai, din aproape în aproape... La sfârșitul facultății în Anglia, am început studiile de doctorat. Când eram în timpul studiilor de doctorat, am început să mă întrebe oamenii încotro mă duc. Erau două școli mari în București, nu vreau acum să le pomenesc. Una era în București și alta în altă parte. Două școli mari în România. Și am zis, măi, zic, înțelegerea mea e că eu sunt un sudist. Zic, eu trebuie să slujesc în sud și în felul ăsta am făcut o vizită în timpul doctoratului, în timp ce eram încă la studii doctorat, am făcut o vizită aici, am vorbit cu cine conducea atunci rectorul institutului, m-a invitat să predau un timp ca probă, a văzut cam cum sunt, i-am spus că domeniul meu este Noul Testament și inițial aș vrea să fie Vechiul. Așa mă sfătuiseră mulți. Dar au zis, aici sunt prea mulți teologi de Vechiul Testament. Vino pe Nou, că n-au pe Nou. Și a rămas pe Nou și totuși, de atunci încoace, zic studenților, zic, măi, dacă vreți să cunoașteți despre lege și păcați, studiați Vechiul Testament. Dar dacă vreți să cunoașteți Harul și Mântuirea, neapărat studiați Noul Testament. Deci așa s-a ajuns la Noul Testament. Da, da. Era cât pe aici să fac un doctorat în Vechiul, dar am făcut un Nou. Ați început să scrieți comentarii biblice și sunteți într-un proiect acum de scrierea comentariilor biblice. Ce ne puteți spune despre proiecte, despre comentarii? Am început în cadrul studiilor biblice din biserica noastră, Sfânta Treime, de vreo 10 ani, 12 ani scriu comentarii biblice pe cărți, din Vechiul și din Nou. Și acum, în ultimul timp, fac împreună cu o echipă și supervizez pe cei din echipă ca să creștem împreună și să scriem comentarii. Acestea sunt niște comentarii foarte aplicate, așa, cu un caracter popular și cu dorința să încurajeze pe oameni să se hrănească din Scriptură și să aplice Scriptura. Dar sunt implicat și într-un proiect împreună cu un profesor de la Universitatea Evanghelică din Leuven și de la Seminarul Baptist din Tindale, din Amsterdam, Olanda, un proiect exegetic care dorește să pună în mâna românilor interesați de un studiu bine fundamentat, dar nu foarte stufos, nu foarte gros, să pună în mână un comentariu scurt, dar foarte la obiect și bine scris, pe limba greacă, pe text original. Acesta este un proiect de comentariu exegetic
și îl fac împreună cu William Drake și cu Bogdan Costea, un băiat dintr-o biserică baptistă care și-a doctorat în Norvegia, a cărui idee a fost să studieze nevoia de comentarii în limba română. Și eu l-am supervizat la lucrarea lui de masterat. Asta a fost lucrarea lui de masterat la Tinder Seminary. Și pentru că nu știau pe cine, zice, mai dacă comentarii în limba română, zice, nu e nevoie doar să cunoască greacă, avem nevoie și de cineva. Și lucrând atunci la Societatea Biblică Interconfesională din România, unde am participat la traducerea Noului Testament din limba greacă, cu o echipă de 6 traducători, și ortodoxi, și catolici, și protestanți. Ei au zis, nu știu la cine să participăm, că ei au primit solicitarea să dea un îndrumător. L-au îndrumat la mine și în felul ăsta am intrat pe subiectul de comentarii. Mai întâi ca îndrumător de lucrare, pe urmă ca împreună coordonator și al proiectului. Și proiectul acesta include scrierea de comentarii pe tot Noul Testament? Sau? Da, am început pe Noul Testament, dar va continua și pe Vechiul Testament. Comentarii de tip exegetic, care trebuie scrise de oameni care au studii biblice și pot să lucreze bine, sunt confortabil când studiază în limba greacă sau respectiv în limba ebraică, Noul Testament și respectiv Vechiul, și care sunt îndreptate spre omul care ține studii biblice, spre predicator, conducător de tineret, care vrea să pregătească un mesaj, vrea să înțeleagă ce spune textul, nu are timp să citească o cărămidă, un volum foarte gros și zice, mai unde găsesc îndrumările cu câteva aplicații care mă orientează? Acesta este direcția seriei exegetice. Ați lucrat și la traducerea Bibliei? Da, la Noul Testament al Societății Biblice Interconfesionale, Societății Biblice din România, care este interconfesională, așa, și condusă de Societatea Biblică din Britania. Și am lucrat timp de 5 ani. Și ce traducerea, cum se numește traducerea? Se numește traducerea Societății Biblice TSB. TSB-ul. Da, acest TSB-ul. Mie îmi place, eu zic că e bine tradus. Deși pe alocuri, unii ne-au mai făcut niște reproșuri, fiind mai la început, au fost persoane care ori nu s-au desprins foarte bine de Cornilescu și mai au ecouri din Cornilescu, ori nu s-au desprins prea bine de influența traducerii sinodale ortodoxe. Și aici s-a lucrat foarte mult pentru că trebuia de fapt să facem o traducere care nu neapărat să calce pe urmele celorlalte, ci să se adreseze unui om care dorește să studieze, acesta era publicul țintă, un om care dorește să studieze Scriptura, dar nu merge foarte des la biserică. Și vrea să citească. Și acestui om care n-a avut școală biblică, n-a avut școală de religie, că venea din timpul comuniste, pe atunci avea vreo 30 de ani, poate acum are 45 de ani. Acest om era ținta. Având un limbaj actualizat, adaptat. Da, un limbaj actualizat, nu ultramodern, că nu era scopul de a surprinde pe cineva, un limbaj care să folosească un limbaj care să folosească resursele limbii române în totalitatea lor, și cu expresii latine și cu expresii și vocabular slavon, pentru că noi avem o cultură, o rădăcină dublă aici și nu putem să ne superlatinizăm și să uităm o contribuție mare între 30-40% care este slavonă. De la textul Scripturii la comentarii am făcut o discuție, da, și pe textul traducerea Sfintei Scripturi și pe comentarii. De ce avem nevoie de comentarii? De ce nu-i suficient să avem textul Scripturii? Comentariul este un ajutor înțelept cu care un ajutor cu care poți să înțelegi mai bine mesajul Scripturii. Ține loc de o convorbire sau un dialog cu cineva. Înțelegem sau subînțelegem un om înțelept. Un creștin mai experimentat sau o serie de creștini mai experimentați. Practic Deci un fel de Filip.
Da, un Filip care îl ajută pe Famen să înțeleagă Scriptura când ajungi la întrebări unde e dificil să găsești răspunsul. Și primul comentariu ar fi Scriptura pentru sine însăși. Scriptura comentează Scriptura, lămurește Scriptura. Dar uneori contextul Scripturii, evenimentele în care s-au întâmplat și s-au dat mesajele, nu pot fi de la prima citire cunoscută prea bine și atunci ai nevoie de explicație. În cazul ăsta trebuie să întrebi pe cineva care a studiat mai bine. Și de la părinții bisericii din secolele 3-4 până astăzi sunt creștini de seamă care au avut dar de învățător, dar de vestitor al Evangheliei și ei au înțeles Scriptura. Deci este un ajutor care combină și îți aduce înțelepciunea creștinilor serioși dinainte noastră, din istoria bisericii, pentru a înțelege un text și a-l aplica în viața mea și a-l comunica bisericii. El nu este, de fapt, un înlocuitor al Scripturii. Care ar fi diferența între noi, ca și protestanți, modul în care vedem textele, să zic, extracanonice și textul canonic? Cum vedem, care e diferența cu Biserica Catolică Ortodoxă în acest aspect? În privința aceasta, noi toți ne bazăm pe prezența Duhului Sfânt. Deci, Biserica Ortodoxă, de exemplu, și există o carte de hermeneutică scrisă de profesorul Coman, zice, ca să înțelegem Scriptura, avem nevoie de călăuzirea Duhului Sfânt. Și spune, unde găsim călăuzirea Duhului Sfânt? În biserică, zice, da. Mai departe, zice, și care biserică? Biserica Ortodoxă, ok. Noi spunem, unde găsim călăuzirea Duhului Sfânt? În biserică. Și care biserică? Noi zicem, toată biserica, și cu ortodoxi, și cu catolici, și cu protestanți, și găsim în oamenii care au fost validați în lucrare de Duhul Sfânt și nu au fost niște eretici sau niște liberali, ci oameni care au trăit Evanghelia, au crezut în Hristos, au trăit o viață sfântă spre gloria lui Dumnezeu, au umblat prin puterea Duhului Sfânt. Deci, toată lumea recunoaște că scrierile, începând cu tradiția, sunt un comentariu la adresa Scripturii. Deci, chiar și în bisericile istorice, cum ar fi romano-catolice și ortodoxe, îi spun, tradiția continuă Scriptura. Da, tradiția este pe o poziție inferioară față de Scriptură. Scriptura e fundamentală. Tradiția bisericii comentează Scriptura. Deci, până la urmă, asta vrea să fie un comentariu, o explicație a Scripturilor, dar care nu își permite să vină cu noutăți, ci să adune înțelepciunea. Să studieze textul, dar să adune înțelepciunea bisericii și să fie împărtășie cu biserica. De asta, un comentariu e prețios dacă, cum să spun, e și validat de comunitatea de creștini. Sunt oameni care astăzi, în moda noastră seculară, nu mai au nevoie. Dacă sunt buni lingviști, nu mai au nevoie de validarea bisericii. Îi fac un comentariu. Îți iese un studiu bun pe text, din punct de vedere al limbii, dar s-ar putea să nu ai înțelegerea spirituală sau duhovnicească care te ajută. Eu însumi am văzut astfel de comentarii și în limba română, de specialiști care sunt lingviști buni și totuși când trec în context, nu înțeleg ce e acolo. În minte am niște exemple din Apocalipsa. Nu înțeleg ce e acolo. Au tradus, ca să zic așa, corect, pe una din variantele corecte, dar nu au înțeles teologia. Și atunci, comentariu... Este o diferență între înțelegerea semnificației textului și înțelegerea spirituală a textului? În sensul acesta? Aș zice că da. Întrebarea, observație foarte interesantă și aș spune că da. Pentru că, să spunem, întotdeauna într-o traducere iei un termen și termenul, prin contextul și istoricul vocabularului, îți poate da 3-4 înțelesuri. Tu vei, va trebui un traducător va trebui, și un comentator va trebui să privească la text, să vadă ce se întâmplă, care sunt problemele bisericii, ce spune apostolul, ce spune Mântuitorul Iisus în predica cu tare. Și după aceea să spună, dintre toate aceste 4-5 sensuri, noi trebuie să alegem unul sau două, aici trebuie să vedem. Și așa se naște comentariul. Și atunci avem, da, mai multe definiții ale unui cuvânt sau conotații, dar avem un sens
spiritual care este confirmat de acțiunile din context și comentariul pune în lumină acest sens. Da, există o dorință și o posibilitate de a descoperi semnificația spirituală, care e mai frumoasă, mai bogată, de mai mare folos și absolut necesar față de semnificația lingvistică, pur și simplu. Și atunci, cum se naște un comentariu? Am vorbit ce este un comentariu, de ce e important, care e rolul lui în relație cu Sfânta Scriptură, în relație cu Biserica, dar cum se naște comentariu? Cum apare un comentariu? Comentariu, cred că orice comentariu, apare din dorința de a sluji pe cei credincioși la chemarea interioară a lui Dumnezeu pe care o simți. Încep să scriu un comentariu ca un fel de explicații. În aceste explicații ții cont de înțelepciunea creștinilor buni învățători și buni teologi dinainte de tine, zic de la părinții bisericii încoace. În același timp faci un studiu istoric ca să vezi cum s-au validat ideile de interpretare sau nu s-au validat. Se face într-o atmosferă de rugăciune, pentru că nu credem că mintea noastră explorează Cuvântul lui Dumnezeu, ci mintea noastră cere iluminarea lui Dumnezeu ca să înțeleagă Cuvântul lui Dumnezeu. E ceva altceva. Un simplu traducător sau un comentator istoric studiază textul antic, așa, să zic așa, gândindu-mă la un tablou al lui Rembrandt, ca și cum toți doctorii s-ar apropia să vadă un cadavru și îl analizează. Uite, aici a fost, aici mâna, oasele, scheletul, interesant. Dar analiza Cuvântului Dumnezeu nu e așa. Analizăm un cuvânt viu și vrem să ne supunem lui. Deci, în timp ce noi studiem, el ne analizează pe noi. Nu suntem în fața unui text clasic, ci în fața unui text inspirat. Asta e o deosebire mare între a comenta, să spunem, Iliada sau Odiseea lui Homer și a comenta Cuvântul Dumnezeu care e dat de Dumnezeu, slujește intențiile lui Dumnezeu, e conectat și sintetic cu toate celelalte mesaje din Vechiul și din Nou, prin inspirația Duhului Sfânt și operează la alt nivel, deci ai nevoie de lumină de sus. Deci e importantă rugăciunea, da, atitudinea studiu, celui... rugăciunea, dorința de a răspunde chemării lui Dumnezeu. Cred că un comentariu trebuie să aibă direcții aplicative, să ajute pe cititorul Scripturii să înțeleagă și să aplice. Domnul Iisus Hristos a zis că veți înțelege, cine vrea să facă, va înțelege. Și atunci rămâne un principiu. Cine vrea să asculte pe Dumnezeu, va beneficia în urma citirii Scripturii și în urma unui comentariu. Doar dorința de a înțelege e bună, dar nu suficient de bună. Poți să te alegi cu o bună înțelegere și totul să fii, cum se zice, aproape de Împărăția Lui Dumnezeu, dar nu în Împărăția Lui Dumnezeu. Ai înțeles, dar nu vrei să faci. Și această convingere spirituală, personală, a celui care se implică într-un comentariu, este importantă, nu doar studiul textului, ci și atitudinea lui spirituală, convingerea lui spirituală, dacă am înțeles bine. Și aceste lucruri își vor pune amprenta pe rezultatul muncii sale. Da. Pentru că în virtutea aceasta a vieții academice înfloritoare, lumea scrie adeseori umblând după idei ciudate, noi interpretări, perspective, unghiuri, noi filozofii, unghiuri de abordare a unui text. Dar până la urmă, toate astea sunt interesante ca să înțeleg o concepție a lui Dumnezeu atâta cât pot, că sunt depășit oricând și în orice privință de gândul lui Dumnezeu, care e mult mai sus decât gândirea umană, dar e comunicabil. Și poți să pierd din vedere finalitatea ascultării și trăirii în curăție. Deci, dacă ori noi nu suntem mântuiți prin educație, noi suntem consolidați și rafinați, dacă vrem, prin educație, mântuirea vine prin Hristos. Deci educația mă maturizează, dar mântuirea, eliberarea vine prin angajarea în ascultarea de Dumnezeu, prin jertfa lui Hristos, prin credință. Și atunci, da, se simte
efectul pozitiv atunci când studiul pornește nu numai ca să răspundă unor explorări intelectuale, ci și unor dorințe practice de apropiere de Dumnezeu. Să găsești intenția textului. Aici e o mare discuție, că în postmodernism mulți spun că nu mai poți recupera intenția autorului din cauza că a murit. Și atunci fiecare face ce vrea cu textul lui. Numai că în cazul textului biblic, sigur, nu toată lumea ar accepta gândul acesta, dar putem să recuperăm intenția autorului pentru că autorul vrea. Și dincolo de autorul uman există autorul divin, care n-a murit. Și el este viu. Este viu și atunci el, da, presează în direcția care trebuie. Din această perspectivă putem vorbi despre comentarii bune și mai puțin bune. Care e diferența? Ce ar face? Care ar fi niște criterii? Dacă ar fi să-mi aleg un comentariu, am textul Sfintelor Scripturi, care ar fi câteva repere după care mi-aș alege un comentariu? Sunt teologi foarte buni lingviști, spuneam, mă gândesc la comentarii exegetice pe text, care analizează bine istoria cuvintelor, forma lor gramaticală, dar nu toți sunt într-o stare bună de ascultare de Hristos sau de credință în Hristos. Și atunci e o mică problemă aici. Lingvistic îți faci un studiu excelent de nota 10, teologic rămâne să vedem. Eu, de exemplu, când pregătesc o predică sau un studiu biblic, mă uit la trei feluri de comentarii. Unul exegetic sau două, sau trei, care îmi dau o poziție aprofundată din punct de vedere lingvistic, să înțeleg ce s-a scris, ce se știe, ce spune textul, care sunt conotațiile. Doi, un comentariu de tip devoțional. Când cineva se închină, există. Uneori sunt scrise de călugări sau anumiți părinți ai bisericii. Comentarii devoționale în care omul acela dezvoltă o teologie, o spiritualitate bazată pe textul acela. Și mă inspiră și pe mine să văd cum s-a supus el voii lui Dumnezeu, lui Hristos, cum s-a apropiat de Dumnezeu prin epistola sau Evanghelia pe care a studiat-o. Și trei, un comentariu aplicativ sau pastoral, unde un pastor și de la părinții bisericii până astăzi mulțime de pastori au fost mari teologi și comentatori ai Scripturii, care a văzut nevoile, defectele oamenilor și a zis, textul acesta față de nevoile și defectele noastre, așa se aplică. Și deodată te iluminezi, că îți dai și te și bucuri. Că citeam, de exemplu, la Efeseni, comentariile lui Ioan Hristostom, Gură de Aur, și în multe părți ziceai, măi, dar defectele lor din secolul 3-4 păi sunt la fel cu ale noastre. Adică găsesc relevanța lui Hristostom, de exemplu, în comentariul pentru Efeseni, extraordinar. Și altor părinți, poate mai târziu, pe alte cărți. Depinde fiecare cu ce carte se ocupă. În felul acesta, comentariile, în această împărțire, comentariile joacă un rol diferit în viața noastră spirituală? Cel exegetic ne duce mai mult spre interpretare, cel devoțional are un rol mai mult de închinare și a sprijin okay, închinarea, da. Și aplicativ ne ajută în trăirea noastră, da. În a aduce cuvântul? Da. Cam asta e ceea ce face diferența? Asta ar fi o diferență între câteva tipuri de comentarii. Și am zis exegetic, devoțional și aplicativ. Și aici e și provocarea și a predicatorului, dar și a comentatorului, pentru că cu fiecare generație, sau știu eu, la două generații, se schimbă cultura, la aplicații rămân. Se schimbă cultura, se schimbă setting-ul social, ocupațiile, tehnologia și deodată zici, mai defectele păcatului le vedem, sunt aceleași. Harul Dumnezeu le vedem, este aceleași. Mântuirea prin Hristos și jertfa Lui este aceeași. Dar asta e partea de unitate între noi și istoria Scripturii. După aceea însă vezi, vorbim limbi diferite, relațiile sociale, carierele sunt diferite, ceea ce altă dată era foarte căutat, azi nu. Poate e un proved despre vreun cal sau așa, poate ar trebui schimbat despre o mașină sau un Mercedes. Adică nu mai avem cai, avem mașini, nu mai avem săbii, avem avioane și pistoale. Trebuie pus în termenii experienței sociale. Dar adevărul de bază sunt aceleași. Noi suntem la fel. Forma s-a schimbat, iar Scriptura ne atrage atenția, aici Pavel
este cel care atrage atenția, că noi trebuie să fim atenți, să ne apropiem de Dumnezeu și să fim conștienți că ceea ce se numește chipul veacului acesta va trece. Și atunci cine crede că are o carieră, atenție, să nu se... E bine, dar după ce vine Hristos să schimbă structurile. Cine are o suferință, să ceară vindecare, dar nici să fie dezamăgit, că nu s-a sfârșit viața aici. Stai puțin, că mai e și vindecare, mai e și înviere, să schimbă după aceea lumea. Sunt niște vorbe foarte, foarte interesante în Scriptură. Și Iacov, fratele Domnului Iisus, în epistola lui zice ceva asemănător, că se schimbă lucrurile și noi ar trebui să spunem, Doamne, dacă Tu mă îngădui, fac cu tare și cu tare. Și dacă ar fi să studiem Cuvântul lui Dumnezeu, sau îl studiem, dar dacă ar fi să punem problema puțin în relația aceasta Sfânta Scriptură și comentarii, cu ce ar trebui să înceapă cineva care studiază Cuvântul lui Dumnezeu? Ce ar trebui să facă? Să meargă să-și cumpere mai multe comentarii? De unde să înceapă? Cum ar trebui să procedeze în studiu personal și în pregătirea pentru slujirea bisericii? Solomon avea o vorbă, zice, cine scrie multe cărți obosește. Scrierea de multe cărți te obosește. Și cumpărarea de multe cărți. Și te sărăcește un pic. Eu sunt un mare adept al bibliotecii, adică să ai niște cărți de bază, dar să ai și o bibliotecă undeva, a unei școli, vreau să spun, unde să te duci, a unei universități, a academiei, nu știu, o bibliotecă publică. Pentru că numai la mulțimea de cărți care se scriu, nu poate o bibliotecă personală să mai acopere. Dar ar trebui să avem niște comentarii exegetice care se apropie de structura textului, de limbaj, comentarii devoționale și comentarii aplicative. Dacă ai vreo trei, dar pe fiecare carte din Scriptură, te descurci până la urmă. Totuși, când studiezi Scriptura, începi cu citirea Scripturii și cu rugăciune, pentru că atunci lași liber calea Duhului Sfânt să te verifice, să îți explice, să te ilumineze. Nu te duci direct la comentarii, pentru că un comentariu vine din cultura unui om sau unei societăți, la un moment dat, a unei generații, și te vei lăsa influențat, te vei trezi influențat de felul în care aceia s-au uitat la Scriptură. Nu o să mai vezi ceea ce vede generația ta. Și ar trebui să vadă generația, sau Duhul Sfânt mă luminează să vadă generația mea în Scriptură ca să se îndrepte. Și atunci primul lucru este citirea Scripturii, scoți niște idei, te rogi, ajută-mă să înțeleg cuvântul, după care începi să citești și vezi dacă înțelepciunea ta e suficientă sau ai de învățat de la alții. De obicei, ai de învățat de la alții. Și înveți, te echipezi și iarăși te întorci la Scriptură și zici, bun, și acum ai echipat cu ceea ce au văzut alții, cum înțeleg eu pentru mine? Și iarăși mă rog. Deci sunt într-o relație cu Dumnezeu. Așa se pregătește un studiu, așa se scrie un comentariu. Deci, comentariul este un gen ca și traducerea Scripturii. Este un gen afectat de timp, supus timpului. Pentru că se schimbă limbajul, se schimbă cultura și oamenilor trebuie să li se vorbească pe limba lor. Deci fiecare comentariu își va avea succes în câțiva ani, după aceea o altă generație trebuie să-și facă propriile comentarii. Dar ce a fost bun în alte epoci va rămâne ca referință, ca resursă. Deci într-un fel comentariul nu înlocuiește Sfânta Scriptură? În niciun caz. El vine doar să... E o convorbire cu niște înțelepți care au trăit mai înainte. Era un cântăreț francez, nu Charles Aznavour, un cântăreț de romanțe, care spunea, zice, îmi place foarte mult să citesc cărți de înțelepciune, comentarii mai vechi. Și spune, de ce? Zice, simt mereu că vorbesc cu niște oameni mai înțelepți decât mine. Cam asta ar fi ideea. Vorbește cu cineva mai înțelept decât tine și preia din înțelepciunea altor generații. E un plăcut și folositor. Și atunci, într-un fel, comentariul vine să clarifice
da. Ideile la care ai ajuns pe baza textului. Și aici poate că ar fi și un avertisment. Cred că prea mulți fug imediat la comentariu. Eu n-aș fugi imediat. Am zis, pierzi perspectiva generației tale și lumina pe care Duhul Sfânt ar vrea să o dea generației. Asta ai pierdut-o. Te-ai dus, vezi ce le-a spus americanilor sau ce le-a spus celor din secolul 3, depinde ce ai citit. Ultimul comentariu în limba engleză, în franceză, în spaniolă, acum astea sunt limbile în care apar, în care sunt comentarii foarte puternice. Engleză, franceză, spaniolă și germană, dar sunt puțin afectați de un studiu istoric de tip lingvistic și istoric, puțin prea tare. Mai înaripate sunt comentarii din franceză, engleză și spaniolă. Dar și celelalte sunt bune. În orice caz, ei au studiat Scriptura și au lăsat o moștenire foarte mare, aceste patru limbi. O moștenire foarte solidă, care este de folos, nu înlocuiește niciun caz Scriptura. Deși avertizează asupra ereziilor și asupra înfundăturilor. Că în teologie, mulți au crezut că au descoperit ceva senzațional și s-a dovedit, dacă n-au avut suficientă înțelepciune să înțeleagă la timp, s-a dovedit practic în timp că e o înfundătură. Mulți au crezut că venirea lui Hristos se poate calcula, au calculat-o. Mulți au crezut că suferința lui Hristos se îndeamnă și pe ei să moară pe cruce spre mântuire. Nu era corect. Și multe, multe, multe lucruri. Deci clarifică și în al doilea rând, dacă înțeleg bine, e un fel de filtru. Este. Pentru ideile... Și o inspirație. Vezi cum au aplicat în... în viață, vestilul. Deci te inspiră și la aplicații, la da. Trăire cu Dumnezeu? Practic, uneori, poate o biografie bună e un mare comentariu la câte o carte, să vezi cum l-a chemat Dumnezeu pe cineva, cum l-a scos dintr-o viață de eșec, de păcat, de pierzanie și l-a ridicat, a dat un scop, l-a făcut folositor în societate, dar în primul rând folositor pentru împărăția Dumnezeu. De multe ori o biografie bună în sine. Deci, dacă e vorba să vorbim de comentarii, deodată genurile se multiplică, se diversifică. Comentarii direct pe Scriptură, dar uneori putem avea un comentariu indirect la Scriptură, printr-o bună biografie, printr-o carte care te pune pe gânduri. Un roman bun poate să fie. Filtrează, inspiră, clarifică. Până acum am vorbit despre... Dar nu înlocuiește Scriptura. Dar nu înlocuiește Scriptura. De exemplu, fiecare, cred că aici depinde și de fiecare cercetător, student al Scripturii, să-i spunem, pentru mine comentariile exegetice sunt destul de importante. Într-un fel, îmi plac și cele aplicative, dar nu merg foarte mult spre ele. De ce? Pentru că simt că îmi limitează inspirația, inovația, să zic într-un fel, în aplicație. De aceea, mai degrabă încerc să înțeleg ideea textului, okay. Să extrag adevărul și să descoper sub călăuzirea Duhului Sfânt cum ar putea să fie aplicat astăzi. Prin asta nu cred că spun că am inventat aplicația, aplicațiile există, da. Dar parcă îmi place o doză de libertate în partea aplicativă a Scripturii. Chiar și este. Domnul Iisus... Mântuitorul spunea că un bun învățător este ca un bun gospodar care scoate din vistăria lui lucruri noi și lucruri vechi. Și asta, acesta e un mare adevăr pentru toți învățătorii Bibliei și pentru toți studenții Bibliei, pentru toți creștinii, și anume să vezi ce au spus înțelepții creștini dinainte de tine, lucrurile vechi, ce spune Scriptura, și apoi lucrurile noi să vezi cum se aplică în timpurile noastre. Și întotdeauna o bună înțelegere a Scripturii le are pe acestea două. Și apropo de comentarii, când un comentariu începe să nu mai fie folositor, când... Mi-aduc aminte de Jim Parker, un teolog canadian. A trecut la Domnul de curând, acum o lună sau două, Jim Parker, mare, un bun teolog. Zice... Critica modernă a textului și analizele istorice, lingvistice ale textului ne-au pus textul biblic în mâini, după liberalismul
un anume liberalist care a venit după iluminism, după reformă, ci dar ne-a pus textul în mână într-un fel în care ni l-a luat. Adică a lăsat impresia că pentru a mai înțelege ceva trebuie să studiezi mult de tot greacă, mult de tot ebraică, mult de tot așa și nu mai reușim să mai înțelegem, știi? Așa cum Biserica Ortodoxă ia într-un fel, pune textul și în alt fel îl ia, sau Biserica Romano-Catolică, zicând am dat textul, dar nu poți să citești, să nu te ajungi în eroare, trebuie să întrebi un preot sau să citești numai în cadrul în zidurile unei biserici. Sau prin sau tradiție. La mănăstire sau prin ochii tradiției, ca să fii sigur că înțelegi. Și acum, sfatul e bun, numai că cineva zice, da, da. Într-adevăr, dacă ea și citește Eclesiastul sau ceva, sau Roma, evrei, zice, mă, nu înțeleg nimic. Într-adevăr, Biblia, doar proții pot să mai înțeleagă. Ceea ce e greșit. E un text, este textul biblic e dat să ne inspire, să ne mustre pe toți. Pe toți oamenii să ne cheme la mântuire. Ok. Dar ce au făcut ei prin locul special dat tradiției, s-ar putea să facă protestanții prin faptul că au făcut un mecanism de studiere a cuvântului așa de serios, de solid, de complicat, de complex, încât un cititor care vrea și el să... un creștin proaspăt, de curând întors la credință, când se vede în fața unei asemenea munci, zice, eu nu mai pot să mă... nici n-am talentul lor la limbi străine, nu mai... Deci, asta și e nu mai studiază. Nu mai studiază. Deci reușim, de asta spunea Jim Parker, zicea, analiza modernă, studiul modern al Scripturii, zicea el, parafrazez un pic cuvintele lui, zicea, ne-a redat cuvântul, ne-a pus în mână, dar într-un fel în care ne-l ia. Și atunci am zis, mai stai un pic, avem nevoie, de asta zic, de toate aceste comentarii. Și care te apropie de mesaj, de structura textului pentru un studiu lingvistic și istoric, dar și devoțional și practic, și de încurajarea principală. Citește Scriptura. Lasă-L pe Dumnezeu să-ți vorbească. A, corectează-te în comunitatea de creștini. Nu crede că o fi tu primul înțelept sau singur. Ar fi o mare curiozitate să după 2000 de creștini, de ani de creștini, să fii primul care a înțeles și nimeni n-a mai înțeles nimic. Dar consultă cu alții. Vezi. Însă citește, simte bucuria mesajului divin, lasă să te transforme. Astea sunt lucruri pe care le face cuvântul lui Dumnezeu. Ce înseamnă lucruri vechi și lucruri noi? Că n-am terminat discuția pe lucruri vechi, lucruri noi. Cred că lucruri vechi ar însemna principiile de bază și vechile interpretări, comentarii, și lucruri noi ar fi aplicațiile și noile comentarii adaptate la noua cultură. Lucruri noi, lucruri vechi și lucruri noi. Și mai este un motiv pentru care sfătuiesc pe oricine să citească Biblia. Un comentariu nu este hrană sufletească. Deci nu-i hrană pentru suflet. Nu. Este aranjarea mesei. Dar eu pun masa, da, cu farfurii frumoase, îți plac, cu șervețele, pun un cuțit de pește, o furculiță și zice, aha, primul fel o să fie, o lingură, o să fie ciorbă, cuțit de pește, o să mâncăm pește și poate ceva. Dar hrana e cuvântul lui Dumnezeu. Numai El hrănește. Și Domnul Iisus, când a fost ispitit de Satana, a zis, omul nu se hrănește doar cu pâine, ci cu orice cuvânt care vine din partea lui Dumnezeu. Și are perfectă dreptate, ca întotdeauna. Adică, așa este. Sunt o mulțime de lucruri care credem noi că pofte, dorințe, dezbateri, care credem că ne hrănesc. Nu, ele ne edifică, ne maturizează, dar de hrănit te hrănește cuvântul meu, prezența lui. Și atunci unde întâlnesc asta? În Scriptură. Mi se pare că am vorbit despre două extreme în care cineva ar putea să fie. Pe de o parte, nu pot să interpreze un text fără comentarii. Da. Și alaltă extremă... Sau mai sărac îl interpretezi. Da. Îl interpretezi, dar cu niște lipsuri. Da, sau cealaltă extremă, nu am nevoie de comentarii, am textul. Da, o independență totală, autonomie, care ne rupe de părtășia cu istoria creștinilor care au cugetat cu bună intenție la cuvântul lui Dumnezeu și ne poate lăsa pradă unui subiectivism. Periculos, zic eu. Dar atunci când n-am avut comentarii, de exemplu, a fost perioada comunistă în care nu am avut așa multe, probabil că au fost comentarii, cred că am găsit ceva comentarii și de atunci.
Înseamnă că biserica n-a interpretat corect textul sau? O, nu, nu. Înseamnă că s-a bucurat de prezența cuvântului pe care a putut să-l citească și că s-a bucurat de prezența iluminării, de iluminarea Duhului Sfânt, care răspunde, cum zice Iacov, dacă cuiva lipsește înțelepciunea, s-o ceară și Dumnezeu îi dă, fără reproș. Fără să-ți ceră o lecție, că uite, așa. Se dă la cerere înțelepciune, Domnul dă. Și atunci a existat și sfătuirea frățească. Oamenii, frumusețea cuvântului Dumnezeu este așa. Dumnezeu îmi vorbește, dar Dumnezeu mă trezește la meditație și discută. Poate că aici e frumusețea comentariului. David descoperă lucrul acesta și el este un mare comentator al Vechiului Testament. Și el zice așa, zi și noapte meditez, cuge la cuvântul tău. Mă trezesc în dimineața înainte să lăsau soare și mă gândesc la cuvântul tău. Și dacă ne uităm ce face cuvântul Dumnezeu, este asta. Te provoacă să gândești. Ceea ce este de milioane și este una dintre trăsăturile pe care ni le-a dat Dumnezeu să ne asemănăm cu El. Deci cuvântul ne este dat, cuvântul Sfânt, Scriptura, nu numai să-mi spună ce să fac, ci să mă oblige, să mă determine să gândesc în prezența lui Dumnezeu, să mă atragă, vino și gândește, devină un gânditor. Dar asta deci asta făcea biserica când nu avea comentariile. Și produce și o transformare, de fapt, da, a gândirii. Da. Deci am putea spune un comentariu este important, dar nu definitoriu, ci mai degrabă avem Scriptura. Sau nu definitiv. Sau nu definitiv, avem Scriptura și comunitatea, da, celor căincioși. Scriptura e fundamentală, comunitatea e locul în care trăim, iar comentariul este, dacă vrem, ajutorul pentru a înțelege Scriptura și pentru a ne lăsa viața schimbată. Există o vorbă despre teologie, a zis-o, cred, Anselm. Zice, teologia este fides coerens intellectum, este credința care caută înțelegere sau care descopere înțelegerea, zice eu, pentru că e clar că atunci când te apropii de Cuvântul lui Dumnezeu, te apropii prin credință și pe aceea începi să gândești, dar și asta e ceva ce vrea Dumnezeu, să cugetăm, să ne sfințim prin cugetarea la Cuvântul lui, să îl întrebăm pe el, dar ce înseamnă asta? Dar asta cum se aplică? În procesul ăsta noi creștem. Și eu cred că inteligența se dezvoltă prin interacțiunea cu Cuvântul lui Dumnezeu. Vă duce și la acum. Dar mai întâi te legi din credință. Ancora e credința și imediat îi atrage gândirea. Atrage gândirea. Dezvoltarea gândirii. Însă prezența lui Dumnezeu e masivă, e mai mare și El ne cheamă să luăm legătură cu El prin credință, prin ceea ce a făcut în istorie, prin jertfa lui Hristos. Cum să spun? Credința și harul Domnului bat inteligența și gândirea. Dar întotdeauna le vor atrage, le vor dezvolta, le vor chema să fie. Deci, interpretarea Scripturii nu este un act subiectiv, ci este o acțiune obiectivă. Ok, aș zice că este o acțiune obiectivă. Dar acum intrăm într-o chestie foarte interesantă, mulțumesc, și anume, într-o subiectivitate intrăm, dar care este obiectivă? Pentru că e subiectivitatea lui Dumnezeu. Cred că deci, trebuie să repetăm asta. Da, 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 da. Deci, de ce? E o înțelegere pe care o primesc printr-o relație personală, subiectivă cu Dumnezeu. Dar subiectivitatea aceasta se bazează pe o revelație obiectivă dată de Dumnezeu în parametrii istorici, nu că mi-a vorbit mie noaptea și nu știam. Eram treaz, eram așa, nu. E un cuvânt pe care îl pot citi și tu și eu. Și subiectivitatea la care am acces este inima lui Dumnezeu, iar această subiectivitate a Lui este obiectivitatea însăși. Pentru că îmi spune ce vrea El cu istoria, ce vrea El cu oamenii. Și indiferent ce spun alții că trebuie să se întâmple cu istoria cu oamenii, că ne duce evoluționism într-o parte sau alta, nu. Istoria nu merge așa brambura, istoria e trasă de Dumnezeu. Da, deci cunoașterea Scripturii, înțelegerea Scripturii este o obiectivitate, dar este o înțelegere subiectivă, o intrare în gândirea subiectivă a Domnului, dar gândirea Lui subiectivă este, de fapt, temelia oricărei gândiri obiective.
Ce ar trebui să facă cineva care dorește să crească în cunoașterea Cuvântului lui Dumnezeu, în această direcție a aprofundării ceea ce Dumnezeu a spus? Ce ar trebui să facă cineva în mod practic? Poate nu are o pregătire teologică, dar vrea să crească în cunoașterea lui Dumnezeu. Să meargă să cumpere mai multe comentarii, să... Care ar fi câteva sfaturi practice, așa? Unu, să scoală dimineața. Da? Doi, să fie perseverent, să umble prin pustie. Ce înseamnă asta? Stai că explic imediat. Deci să scoală dimineața. Adam zice că în fiecare dimineață, când erau în Eden, probabil și cu Eva, înainte de a cădea în păcat, se scula dimineața și vorbea cu Dumnezeu. Dumnezeu vorbea, nu știu care, pe cine scula, dar cred că Dumnezeu poate scula pe Adam și vorbea cu el. Ce vorbea, nu știu. Eu asemăn ideea asta cu ritualul de a bea o cafea astăzi. Ne-am trezit să bea o cafea dimineața cu soția. El bea o cafea dimineața, fiecare dimineață cu Dumnezeu. Ce discutau? Nu știu, dar așa începe înțelegerea. Caută părtășia cu Dumnezeu în fiecare zi, dimineața. Scoate dimineața și ai un moment de rugăciune și de citire din Scriptură, că deja avem Scriptura. Dumnezeu ne vorbește prin Scriptură. Doi, dezvoltă perseverența. Israel, după ce a fost rob într-o țară dezvoltată, dar roabă ea însăși păcatului în Egipt, când a ieșit și până să cucerească Canaan, a trebuit să transforme la caracter, să nu mai fie dependenți, să nu mai fie bețivi, să nu mai fie ticăloși, să nu mai fie fricoși. Și Dumnezeu a zis, hai să facem o 40 de ani de exercițiu. De asta a zis, să meargă prin pustie. Ce era important? Să stai cu ochii la Dumnezeu. Zice că Dumnezeu era prezent printr-un nor. Când se ridica norul și ei se pregăteau să meargă. Când se lăsa norul, făceau tabăra și stăteau acolo. Deci, când el se deplasează, ne deplasăm și noi. Când el stă, stăm și noi. Învață să fii perseverent. Au trebuit 40 de ani de perseverență în părtășia cu Domnul. Să asculte, să învețe, să fie. Și de multe ori vreau să înțeleg Scriptura, dar Dumnezeu nu mă cheamă numai la o satisfacție intelectuală, ci mă cheamă la o dezvoltare personală. Înțelegerea Scripturii nu vine întotdeauna repede. Uneori vine în timp. Și nu vine peste cineva care nu mai vrea să asculte de Domnul, ci vine peste cineva care e în ascultare. Deci, ca să înțeleg Scriptura, trebuie să mă înscriu deja într-o ascultare Domnului și voi avea surpriza în timp că unele lucruri le înțeleg peste 10 ani, în timp ce astăzi mă lupt cu ele. Mie mi s-a întâmplat în viață, mi-a dat Domnul o înțelepciune, mai ales când eram tânăr, pe la 16-17 ani, erau întrebări filozofice pe care, la care nu aveam răspuns. Nu citisem suficient. Și cum răspundem la asta? Și zic, mai, cred că nu sunt suficient de dezvoltat intelectual și împărtășia cu Domnul. Lasă asta și mai târziu vom răspunde. Și într-adevăr, deci am câteva situații clare în care s-au găsit răspuns mai târziu. Deci, înțelegere de dragul înțelegerii și doar pentru satisfacție intelectuală, nu știu dacă este scopul Scripturii. Dar înțelegere ca să mă bucur de viață, de existență, așa, în prezența lui Dumnezeu, cred că asta este scopul vieții, bucuria vieții și este baza înțelepciunii. Solomon zice, începutul înțelepciunii este o decizie etică, frica de Domnul, temerea de Domnul. Mi se pare foarte înțelept ce a zis. Planifică-ți să fii în legătură cu cuvântul, da. Fii perseverent, da, în acest lucru al studiului, vei, da, crește, vei, da, înțelege, nu renunța, dacă nu înțelegi ceva, nu renunța, continuă să aștepți, să cauți. Și comunică. Eu văd că foarte important în Scriptură este comunicarea între oameni. Iarăși este o trăsătură din Sfânta Treime. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt comunică. Și noi, ca oameni, suntem în biserică, suntem chemați să comunicăm. Și când comunicarea asta aduce învățare? Aduce corectare, aduce frăție, aduce ajustare, poate și iluminare. Eu zic că avem o voce prin care Dumnezeu ne vorbește personal, subiectiv. Una ne vorbește prin Scriptură, să zicem, obiectiv, și una care ne vorbește prin alți credincioși. Eu aș folosi metoda asta și la
alegerea unei meserii și, și la alegerea unui partener de viață, adică pentru cine se căsătorește și la alegerea vocației. Deci, fii perseverent, dar și comunică cuvântul lui Dumnezeu pentru a vedea dacă ai înțeles, dacă ai înțeles bine și, în același timp, să fii îmbogățit cu perspectiva celuilalt. În urma comunicării, fie găsești încurajare că ai înțeles bine, poate alții nu, fie găsești atenționare, poate că nu ai înțeles, nu se poate, dacă vezi că sunt prea mulți, deci ori ai mare dreptate tu, ori așa, oricum ești avertizat, te maturizezi un pic. Și parcă asta începe să lipsească oamenii în loc să comunice, să vorbească între ei cu psalmi, cu cântări de laudă. Ok, să comunice, dar cum? În respect, frumos, să lase limbajul înnobilat. Când oamenii, încercând să discute chiar cuvântul lui Dumnezeu, mai mult se atacă, fac războaie ideologice, își dau unii la alții, mă rog, în cap, la picioare, peste mâini, nu știu, își dau undeva. Figurat vorbind. Da, figurat vorbind. Asta nu este o comunicare teologică, a zice. Deci această comunicare trebuie făcută. E primejdioasă. De ce? Va tăia curajul multora să mai spună la ce se gândesc când citesc cuvântul Dumnezeu. Nu mai am drăzneala să spun. Și de aceea noi când ne întâlnim, discutăm despre necazuri, despre probleme, despre cotidiene, dar nu despre cuvântul lui Dumnezeu. Am doi frați care sunt în Statele Unite și o soră care este aici și un cumnat. Una din lucrurile cele mai frumoase pe care experimentez în relația mea cu ei este că ori de câte ori ne întâlnim, discutăm una, două, trei lucruri, după care cineva are o întrebare din Biblie. Zice, măi, am citit ceva. Fii atent. Cum înțelegi tu asta în viața ta? Măi, în primul rând, mă încurajează și mă smerește pe mine. Doi, îmi place relația asta. Adică, când ne întâlnim, sunt o mie de lucruri. Dacă mi s-a tăiat salariul, dacă o duc bine cu sănătatea sau nu, dacă am apucat, nu știu ce, cum trec prin pandemie, sunt multe lucruri. Dacă am pățit ceva, dacă n-am pățit nimic. Dar, dincolo de asta, uite, am citit în Scriptură ceva. Cum înțeleg? Cum aplici asta? Și pentru mine e o încurajare, le-am și spus că prețuiesc foarte mult asta și cred că comunicarea asta trebuie să fie. Să ne îndemnăm unii pe alții. De fapt, Scriptura spune, zice, să ne îndemnăm unii pe alții la fapte bune. Să nu părăsim adunarea, ci să ne îndemnăm unii pe alții. Cu atât mai mult cu cât vedem că ziua se apropie. Deci, cred că îndemnarea aceasta, comunicarea cuvântului de mare folos, creează o frumoasă părtășie în trupul lui Hristos, biserica. Cred că am avut o temă foarte interesantă de discutat. Foarte interesantă, poate inepuizabilă. Inepuizabilă în seara aceasta. Mulțumim pentru bogăția de informații și adevăruri aduse din cuvântul lui Dumnezeu și din experiența pe care o aveți atâția ani în învățarea cuvântului lui Dumnezeu și le mulțumim și celor care au fost cu noi în seara aceasta. Vă dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mulțumim pentru că ne-ați urmărit și puteți să lăsați comentariile dumneavoastră pe Facebook, acolo unde emisiunea aceasta este transmisă și le vom prelua și întrebările dumneavoastră și vom încerca să răspundem la ele pe parcursul acestei emisiuni. O seară bună și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să